Am revenit și astăzi, să știți că o ținem într-o sărbătoare și ne bucurăm de muzică, ne bucurăm de piesele artiștilor români care ne trec pragul în această dimineață, cum ar fi, spre exemplu, Mădălina Cernat cu melodia... De Crăciun. Ne bucurăm că ești alături de noi, iată, în ziua de Crăciun. Îți spunem Crăciun fericit și să ai parte de tot ce ai tu nevoie, în primul și în primul rând. Mulțumesc din suflet pentru invitație și este întotdeauna o plăcere să fiu alături de voi. Și pe această cale aș vrea să le urez și eu tuturor celor care ne urmăresc sărbători binecuvântate alături de cei dragi. Mădălina, tu ce-ți dorești de Crăciun? Îmi doresc multă sănătate, prosperitate și iubire. Îmi doresc să primesc și să dăruiesc tuturor iubire. Cred că reușești deja să faci prin acest cântec de Crăciun scris de tine, din câte înțeleg. Da, asta mi-am dorit. În ajun de Moș Nicolae m-am gândit să le fac tuturor susținătorilor mei și nu numai un mic cadou muzical. Prima piesă de iarnă compusă de mine, linie melodică și text. Și prin versuri am dorit să exprim bucuria pe care o resimțim atunci când suntem alături de cei dragi și când suntem solidari cu cei din jurul nostru. Cred că deseori ne bazăm prea mult pe lucruri materiale în ziua de Crăciun și uităm de fapt esența acestei sărbători. Da, să fim alături de cei dragi, să oferim dragoste, să oferim bunătate celor din jur. Văd că ai reușit să surprinzi această atmosferă și prin videoclipul tău. Sunt numai cadre de familie cu bradul împodobit. Am văzut și doi cățeluși foarte simpatici. Da, pentru că până la urmă asta contează. Acestea sunt simbolurile centrale când vine vorba de Crăciun, pentru mine cel puțin. Familia, să petrecem momente frumoase alături de cei dragi. Când erai copil, ce îți plăcea de Crăciun cel mai și cel mai mult? Care era momentul pe care îl prețuiai? Să vină moșul! Bineînțeles, îl așteptam și îl aștept în continuare pe moșul cu foarte mare nerăbdare. Cele mai frumoase momente erau atunci când pregăteam prăjiturile și toate cele alături de mama mea și, bineînțeles, momentul împodobirii bradului. Puneam colinde și acum. Cred că este o tradiție a familiei noastre. Atunci când împodobim bradul, ascultăm colinde și ne bucurăm de acest moment. La colindat mergeai? Da, în fiecare an și acum, pentru că eu am crescut, o să cedez ștafeta frățiorului meu, care are 9 ani. Da, și merge cu colindul. Sunt curioasă cum e perioada asta pentru tine, dincolo de Crăciun și de petrecut timpul cu familia. Bănuiesc că te așteaptă și evenimente de Revelion, nu-i așa? Da, este o perioadă foarte încărcată și încerc să mă împart, să fiu peste tot. O să am evenimente și de Crăciun și de Revelion alături de trupa din care fac parte, Narcis Group, și sper să petrecem acolo momente de neuitat. Îți faci o listă cu dorințe pentru 2023? Știu că se practică treaba asta. Da, I'm manifesting everything. Să sperăm că va fi un an cel puțin la fel de bun ca anul 2022. Pentru mine anul 2022 a fost încărcat de multe realizări. Am lansat multe piese, am avut foarte multe spectacole, concerte. Sper să fie cel puțin la fel de bun. La final, acum când tragi linie, cu ce gânduri termine anul? Îmi doresc să am prosperitate în cariera muzicală și să lansez foarte multe piese, să ajungă melodiile mele, în special cele compuse de mine, la cât mai mulți oameni. Eu vreau să știu dacă după Revelion plănuiești o vacanță exotică. Știu că nouă românilor ne place să plecăm la cald în ianuarie, februarie. Te-ai gândit? M-am gândit și la asta, dar să vedem dacă o să-mi permită programul, pentru că eu predau și canto la Art Academy Ploiești. Și eu o să fiu acolo. Vacanța pentru mine se termină pe 2-3 ianuarie, așa. Wow, că... și intri în pâine așa repede alături de copii? Da, 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 bineînțeles, pentru că am elevi foarte talentați și îmi doresc să ajungă și ei cât mai sus. Cum e perspectiva asta de a fi profesor și de a împărți altor copii din darurile pe care tu le-ai primit de la viață, de la profesorii care te-au instruit? Pentru mine este o experiență minunată, pentru că ador copiii și îmi place foarte mult să lucrez cu ei. Și am trecut prin toate aceste momente. Am participat și eu la concursuri, m-am pregătit foarte mult, am luat foarte multe ore de canto și parcă mă simt împlinită când văd că pot să dau mai departe, să le ofer și lor aceleași oportunități. Cred că e minunat să vorbești din experiență. Și sunt curioasă dacă anul viitor îți dorești vreo colaborare cu un artist din România. Ai pe cineva în vizor?
măcar dacă e fată sau băiat. Sau e secret? Nu este secret. Îmi doresc să colaborez cu foarte mulți artiști, pentru că avem foarte mulți artiști cu care ne mândrim și pe care îi admir foarte tare. Să vedem ce ne vor rezerva, pot să zic și eu, astrele. Bineînțeles. Dar să știți că la început de ianuarie, sper să ajung și pe la voi cu piesă, o să lansez o piesă în colaborare cu Lupi Clark, un DJ din Cehia. Deci o să încep anul în forță, să sperăm. Ce super. Frumos! Îți mulțumim că astăzi ai trecut pe la noi și îți dorim Crăciun cu bine, sărbători frumoase, un an nou minunat. Vă mulțumesc din suflet și eu vă doresc înzecit. Doamne ajută! Sărbători fericite! Așa să fie. Și uite, dacă toți suntem în această perioadă magică, aș vrea să mergem puțin în lumea vedetelor, din lumea sportului mai degrabă, pentru că asta așa arată colecția noastră de amintiri despre Crăciun, care vin de la Duc Adam, Ana Maria Prodan. Bănel Nicoliță, eu am plâns Nicoliță. cu el în 2006, cred că era, cred, am plâns da. Atunci. Și vrem să aflăm cum petreceau ei Crăciunul atunci când erau copii. Îți mai aduci aminte în copilărie cum îți petreceai tu sărbătorile? La mine a fost o situație mai ciudată, pentru că mama mea era plecată non-stop și ne vedeam exact în ziua de Revelion sau exact în ziua de Crăciun, dar știam că mama este acolo pentru noi și ne iubește și muncește pentru noi, ca noi să avem tot ce visăm, și am deschis ochii pe ea, am deschis ochii pe o mare campioană, pe un om care a făcut istorie în muzica populară românească. Și am știut că întotdeauna trebuie să duc mai departe munca familiei mele, cum și copiii mei știu că trebuie să ducă mai departe munca mea. Erau zăpezile mari, practic ne bucuram pentru o portocală, dacă reușeam să o obținem. Acum cadourile sunt mult mai sofisticate, mult mai scumpe și practic nu mai știm să ne bucurăm de aceste sărbători. Eu încerc să le petrec în familie, vreau să plec la socrii, la mama, și sper să mai trăiesc cât de cât acele clipe care le-am avut în copilărie. Le-am petrecut numai pe teren de fotbal. La mine a existat Crăciun, Revelion, pentru că eu vedeam doar un singur lucru. Având o situație mai puțin bună, a trebuit să muncesc foarte mult să ajung ceva în viață. Dar așa la colindat nu mergeai? Mergeam. Așteptam să merg de sărbători, mai ales de Sfântul Vasile, că era cu Steaua. Și mergeam cu prietenul meu. Dar nu mai sunt sărbători care erau odată, nu știu de ce. Am avut o copilărie frumoasă și nu regret nimic din ea. În această dimineață ne-au tot venit colindătorii, cum s-ar spune. Într-adevăr, și cred că nu ești pregătit, pentru că eu simt că tu nu cunoști această colindă. Se poate. Am auzit titlul și nu-mi spune foarte multe lucruri. Într-adevăr, este colinda mea preferată și eu am să fac un pas în spate, pentru că sunt convinsă că Florin Grigore în această dimineață o să mă facă să plâng cu vin colindători. Bună dimineața, Florin. Bine ai revenit. Bună dimineața și vouă. Am venit cu colindă. Primiți colinda? Primim. Și suntem bucuroși să fii alături de noi. Îți mulțumim tare mult. Georgia, ai avut dreptate, nu știam acest colind și am înțeles are un bagaj istoric destul de greu. Da, este, într-adevăr, este un colind mai nou, preluat din folclor, compus și apoi cântat la un moment dat de Tudor Gheorghe, expus, cred că este pentru prima dată de către Tudor Gheorghe, pus în social media și în public, după care a fost preluat de mulți colegi de-ai mei, seminariști, etc. Noi l-am tot cântat de-a lungul timpului și mi-a plăcut foarte mult și am hotărât să-l imprim și eu. L-am două variante. Este această variantă cu voci bărbătești pe spate, în acel spirit teologic în care eu am crescut și am trăit și trăiesc de altfel, și o variantă mai laică cu pian pe spate. Poate că o altă dată sau într-o altă emisiune, la anii care urmează, o să l-avem și pe acela. I-am făcut videoclip acestuia, o să-i fac videoclip și celuilalt, dar pe acel stil mai dulce, așa, mai de mai de lumesc, viață, cumva. Mai lumesc, așa, da? Și ce să zic, mă bucur foarte tare că astăzi sunt cu voi aici, în familia
Metropola TV. Și o să tot fii alături de noi, pentru că ne ești tare drag și vrem să depunem și amintiri, de ce nu? Cum erau pentru tine sărbătorile când erai copil? Ce ți amintești? Gerul de afară, dacă îți spun așa, că ai obrajii îmbujorați și ai nasul roșu de la ger, unde te trimit? Am avut așa o copilărie foarte frumoasă. Eu am crescut la țară, undeva pe lângă Corabia, în județul Olt, în comuna Obârșia, în satul Câmpul Părului. Și ieșeam cu vecinii mei, cu colegii mei, cu prietenii mei, ieșeam cu la Săniuș, aveam și pe fratele meu mai mare, cu vecinul prietenului, care era tot așa verișorul meu. Și ieșeam și ne trăgeam cu senile, ne băteam cu zăpadă, eu fiind mai mic, mă tăvăleau prin zăpadă. Ajungeam acasă, ud, fleașcă, dar nu, niciodată nu ziceam nimic, nu plângeam, că dacă plângeam, nu mă mai lăsau mai mese. Dar era foarte bine, și nu contează, tăvălit, ud, era bine acolo, cu Săniuș, cu Sania, cu sacul, cu ce puteam, da, cu folia, da. Făceam un derdeluș, avem o vale acolo și făceam derdeluș și ne dam pe derdeluș. Dar cel mai mult îmi amintesc așa și acum am același sentiment când îți fac o portocală. Mirosul acela. Deci mirosul acela de portocală însemna pentru noi Crăciunul. Pentru că neavând, am copilărit pe vremea comunismului, totuși sunt născut în 1980 și am prins 10 ani de comunism. Și în momentul în care primeam portocale de Crăciun și desfăceam o portocală, acel miros de portocală ne-a marcat sau m-a marcat, ca să zic așa. Și în momentul în care și acum când deschid o portocală, parcă simt mirosul ăla de sărbătoare de Crăciun. Dacă tot am prins un oltean în platou, trebuie să te întreb, de Crăciun bunica ta făcea pâine în spuză? Știi ce e aia? La noi se spune încă pistere. Încă pistere? La noi se zice pâine în spuză. Era o pâine pe care bunica o băga în cuptor. N-am mâncat niciodată și nu cred că o să mai găsesc vreodată pâine din aceea. Se frământa, într-adevăr, este o căpistere mare de lemn așa, unde se frământă pâinea, cozonacii și toate cele pentru sărbători. Și apoi se cocea la țest, era un țest făcut din pământ, era și în bucătăria de vară și în bucătăria de iarnă. Și acolo se făceau și pâinile și cozonacii și tot ce însemna, nu mai erau cuptoare, nu existau pe lemne, miroseau a fum, a lemn, erau și gustoase totodată. Eu doar îmi imaginez. Ce copilărie am avut vizual. Noi. Nu-mi imaginez voi care simțiți gustul ce trăiți când să vă amintiți. Eu merg la țară foarte des pentru că am părinții acolo și merg săptămânal sau la două săptămâni și ai mei s-au mai modernizat, că asta este. Dar am vecini care încă mai, am unchii mei care încă au acel țest și mai coc pâine, nu tot timpul, dar așa, mai au momente în care mai fac la sărbătorile mari, la toate cele. Și în momentul în care mi-aduce, că eu sunt mai pofticios și mi-aduc brânză cu pâine, cu așa ce fac ei în casă, deci n-ați vrea să știți ce gust are. Codrul ăla de pâine caldă și cu brânză. Deci, Doamne. Sau acum, în perioada de sărbători, cărnații, șunca afumată, toate piftia, toate bunătățile făcute pentru sărbătoarea de astăzi, pentru sărbătoarea de Crăciun, da. Nu știu, Valiu, ce copilărie ai avut tu, ce mâncai la masa de sărbători, dar la noi în Oltenia sunt niște bucate aparte, mai ales când vine bunica cu carne de la garniță. Carne de la garniță. Cu salată de varză murată. Ce este ce o garniță? Garnița era un recipient în care... Este un recipient în care se punea un turăș. În general, canistră se numea sau găleată. Da. Era din metal sau din lemn și se pune carnea topită de la porc în untură, în untura aceea de la porc. Și se pune toată carnea topită, fiartă, făcută, pregătită, cum e pomana porcului, ca idee. După care se pune untură peste ea și se acoperă ca să nu prindă aer, să nu se strice. De mai bine nu întrebam. Da, cumva. Mai bine mă abțineam. După ce intră și se macerează în untură așa câteva, măcar câteva zile să stea, dar să după, de obicei, a ținea carnea aia până primăvară, pentru că oamenii nu aveau frigidere să bage, să congeleze carnea și o topeau. Adică asta însemna, o băgau la garniță și îi scoteau în primăvară, când mergeau la câmp, scoteau acea carne de la garniță. Nu mai pot, colegii noștri, deci, ne transmit că trebuie să ne... Când mai vin pe la voi, o să vă aduc să vedeți cum e. Că toți suntem pe final de emisiune, George, ar trebui să ne așezăm și noi la masa de Crăciun, după această discuție. Și pentru că Florin... Ne așezăm, că mi-e foame, să știți. Că exact. Și ca să fim cu toții fericiți. A fost dimineața lungă și la mine, nu numai la voi. Îți transmitem din suflet să ai parte de sărbători frumoase, cu bine și cu liniște. Și pe final de emisiune te lăsăm pe tine să închei pentru toți cei care ne urmăresc cu încă o melodie. Sigur, Crăciun fericit aveți și voi. Crăciun fericit. Crăciun fericit tuturor colegilor din Metropola TV și tuturor telespectatorilor noștri. Să fiți mai buni, mai drepți, mai iertători, să nu uitați că nașterea Mântuitorului Hristos a fost pentru noi, oamenii, și pentru a noastră mântuire, ca noi să ne ridicăm din acel păcat căzut atunci când Adam
și am mușcat din fructul interzis da, din cunoașterii binelui și răului și noi trebuia să fim mântuiți de păcat. Asta este de fapt adevărata însemnătatea a nașterii Domnului, este venirea celui care, lui Mesia, așa, celui care pe noi ne-a răscumpărat din păcat și putem să ne mântuim prin această naștere a Mântuitorului Hristos. Cu aceste gânduri și cu vocea lui Florin, vă lăsăm la mesele îmbelșugate alături de cei dragi și vă promitem că ne revedem mâine. Crăciun fericit!